Vă așteptăm! O, poftim? Păi cum o să ne deranjez? Din potrivă, ne faceți foarte multă plăcere. Poftim? Da, bună ziua, la revedere! Da, vă așteptăm! Dar vă rog să nu întârziați, da? La revedere! Vine de mine, vine! Cine era drag? Vine, profesorul de istoria lui Licuță. Marinescu. Da. Și ce vrea? Păi cum ce vrea? Zice că de ce nu venim pe la școală să discutăm despre situația băiatului. Dar ce a făcut? Ce a făcut? Păi nu știi că stă prost la istorie, Licuță. Are 4 în teză, 4 la orală, exact media 4. Și? E, și i-am spus că suntem foarte ocupați, știi, așa, și l-am invitat să vină 5 minute până la noi. Da. Cum, tocmai acum, în timpul mesii, drag? Păi tocmai, nu înțelegi, nu deștept, deși să spun. Păi la o țuiculiță. Altfel se vorbește. Așa nu crede omul că profităm de situație ca să... Ia, auzi, ei și? Păi trebuie să știi cum să pui problema. Sebastițo, te rog foarte mult să nu discuți nimic despre notele lui Fitu la istorie. Bine, bine, te rog. Bine, bărbate, dragă, bine, bine. Of, tot așa te știu toată viața. Nu te-ai schimbat deloc, așa ești. Of, tu ai să îmbătrânești. În principial, iar fiul tău să îmbătrânească cu nota 4 la istorie. Of, doamne, aule, sună. Ei, să știi că a venit, a venit. Poftiți, intrați, bună ziua, doamnă, ziua. Să vi-l recomand pe soțul meu. Îmi pare bine. Da. Profesorul Marinescu, vă rog să ne scuzați că v-am deranjat până la noi. De fapt, eu locuiesc în blocul din colț, așa că... Aici, aproape de noi. Da. Am venit să discutăm puțin despre situația băiatului. Da. Vă rog, luați loc. Da. Mi se pare că dumneavoastră vrea să stăți la masă și v-am deranjat. Nu! Nu, voi se poate! Se poate! Fără nicio obligație, o țuiculiță cu măsline! Mulțumesc, eu am mâncat chiar adineauri. Nu mă refuzați! Dar o sărbăruță gustați! Foarte bună! Nu vă place? Dacă mă refuzați, să știți că mă jigniți! Să știți, soția mea este renumită în arta culinară. Poftiți, luați loc! Da, aici, în capul mesei! Da! Uite salata de bef. Vă place salata de bef? Da, vă mulțumesc, v-am spus că am mâncat chiar azi. Nu-i nimic, o să gustați, să știți cum îi spune Licuță la salata asta de bef. Salata de bef a la Termopile. Zice că la lecția de istorie, asta, în Termopile, l-ați făcut varză. E grosor. Sebastiță, da. Încetează. Lasă că tovarășul profesor știe de glumă. Să vă servesc o ciorbă la grec, treasă cu smântână. Vă mulțumesc foarte mult, nu e nevoie. Da, cum o dreg eu, nu o drege nimeni. Adevărul este că e mai ușor să drege o ciorbă decât o notă la istorie, nu? Să vă știți-o, da. Încetează. Pe mine vă rog să mă scuzați. Nu se poate, nu vă las până nu o să gustați și o să sărmăluță de haide. Bine, dar numai una. Nu, de ce? 4? Atât i-a spus lui Licuță. Vă mai dau eu 3. Și se fac 7. Nu? Să vă știți, o termin odată. Termină, dragă, că doar n-am spus 9. Am spus 7, nu? Nu serviți? Vă mulțumesc, dar eu v-am spus de la început că am mâncat. În ceea ce privește situația băiatului... E cu nucă. Poftim? Sara Ilia, e cu nucă, am făcut-o la... Va, e minunată. Această prăjitură s-a întrebuințat la fanarioți. Ce fanarioți? La care s-a încurcat blegul de fiul tău. Și încă rău de tot, să știți. Erau și foarte mulți, tovarășe profesor. Prea mulți erau. Cum obișniți? Mai amară sau mai dulce? Ce anume? Turcească. Nu, vă mulțumesc, eu nu beau cafea. Să știți că Licuța a rășnit-o chiar după nenorocirea cu Sinan Pașa, când l-a confundat cu Osman Pașa la oral. Dar dacă aș fi fost numai asta? Da, în fond se putea aprecia că a greșit numai numele de botez, nu? În loc de Sinan, a spus Osman, pentru că la numele de familie, Pașa, a știut? Sebastițo, m-am scos din pepen. Aoleu, așa e, avem și pepen. Da, acum se coche bine, în trimestru 4. Vă rog să mă scuzați, eu trebuie să plec. Nu se poate. Nu, înainte de a vă întreba ce notă îmi puneți la sărmăluțe. Cred că nu tot 4 ca lui Licuță. Nu, dumneavoastră, vă dau nota 10. 10? Da. Nu mă așteptam. 4 și cu 10, 14. O să zic că media 7. Foarte bine, foarte bine. Glumește, dragi, și profesor glumește. Lăsați, băiatul trebuie să învețe. Să învețe că... Mi-aș îngădui o sugestie. Care anume? Am văzut că face salată beofa la Termopile, sarailii fanariote și cafea la Sinan Pașa. Eu cred că aici e buba. De ce? După notele pe care le ia, cred că dumneavoastră gătiți după carte de istorie, iar el învață după carte de bucate. Procedați invers și o să fie bine. La revedere.